Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Magneziul este al patrulea element care se găsește pe pământ din abundență și se află în natură, în special dizolvat în apa mării. Cunoscut ca un rege al mineralelor, are o importanță fundamentală pentru bunăstarea corpului nostru. Studiile recente arată că există multe beneficii pentru sănătate asociate magneziului, cum ar fi menținerea sănătoasă a sistemului nervos, a metabolismului și a oaselor, precum și reducerea tensiunii arteriale sau îmbunătățirea funcției inimii și mușchilor. În această ordine de idei, inventivii japonezi s-au gândit să valorifice acest mineral și în industria curățeniei, mai cu seamă pe fondul degradării mediului pentru care o parte din vină o poartă și produsele de curățenie. Așa a apărut acum 6 ani detergentul de haine Terra Wash, care a fost lansat anul trecut și în Europa. Acesta se prezintă sub forma unui săculeț cu biluțe de magneziu purificat în proporție de 99,95%. Un săculeț rezistă la 365 de spălări. Nu produce spumă, deci nu este nevoie de clătire, ceea ce înseamnă nu doar că mediul nu mai este poluat, ci că se economisește și apă și energie, deci și bani la factura de electricitate. Mai mult decât atât, magneziul din săculeț nu se aruncă după cele 360 de utilizări, ci se îngroapă în sol, fertilizându-l. Acum să vorbim despre vremea din țara noastră, când, iată, la începutul săptămânii, vremea a fost deosebit de rece, cu maxime de 4-5 grade în Bucovina și 12-14 grade prin sud, iar prin zonele montane a nins stratul de zăpadă, măsurând chiar 21 de centimetri pe Ceahlău. După numai câteva zile, joi după amiaza, mercurul în termometre a trecut din nou de 25 de grade în regiunile sudice până la 28 de grade la Calafat și Turnu Măgurele, iar instabilitatea din seara zilei de joi s-a manifestat ca în mijlocul verii, cu tunete, fulgere și vânt, mai ales în Oltenia, unde de aproape 2 luni și jumătate nu a mai plouat. Imediat vom vorbi cu meteorologul Mihai Huștu să aflăm ce urmează săptămâna viitoare. Acum să vedem câteva temperaturi pentru ziua de mâine din principalele orașe. În Brașov 22 de grade, 21 de grade în Cluj, 20 în Constanța, 25 iată în Craiova și în Iași 24-25 de grade, în Sibiu 23, iar în Timișoara 25 de grade. Vreme frumoasă așadar în toată țara. Dar să vedem în detaliu ce se întâmplă cu vremea în țara noastră, când iată la noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Pe suprafețe mici, în zonele joase, va fi ceață. În Alexandria 8 grade, în Iași 7 grade, în Brașov un singur grad, în Cluj 5 grade, 9 grade în Oradea, Arad și Timișoara 8 grade. Mâine valorile termice vor continua să crească, astfel că vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade. Cerul va fi mai mult senin dimineața, în zonele joase, în special în sud, centru și est, pe arii restrânse se va semnala ceața. 26 de grade în Călăraș, 24 în Iași, 24 și în Botoșani, în Târgu Mureș 22 de grade, 21 în Cluj, în Satu Mare 23 de grade, la fel și în Baia Mare, în Oradea, Arad și Timișoara 24-25 de grade. La noapte în capitală cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va fi de 8-9, poate chiar 10 grade, ușor mai scăzute la periferie, unde vor fi și condiții de ceață. Iar mâine vremea se va menține predominant frumoasă și va deveni mai mult caldă decât în mod obișnuit. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Iată, poimâine scade puțin temperatura în capitală, dar e destul de cald încă. La munte vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni va fi ceață. Valorile termice vor continua să mai crească ușor. În Ceahlău 12 grade, în Poltiniș 19, la fel în Poiana, Brașov și Predeal, 16 în Semenic, 19 și în Sinaia, la fel și la Stâna de Vale. Stăm de vorbă acum cu meteorologul Mihai Huștiu. Am avut o săptămână destul de rece, prima parte a săptămânii, după care, iată, Mihai, bine ai revenit, au început să crească temperaturile și am ajuns la temperaturi de vară. Trecem de jumătatea lunii octombrie cu vreme în general stabilă, asta pentru că, iată, presiunea atmosferică este în creștere, se va menține ridicată aproape întreaga săptămână viitoare. Prin urmare, contăm pe o vreme stabilă, fără precipitații, dar foarte probabil începând de luni încolo și face apariția ceața. Pe timpul nopților, dimineților, circulația atmosferică se va orienta treptat dinspre Marea Neagră,
va fi un aport suplimentar de umezeală și ca urmare contăm pe o vreme frumoasă, dar mai ales în estul, sud-estul țării, în prima fază, se va instala ceață. Ceață care va persista până spre prânz, apoi se va disipa. Asta luni, marți, ar putea să avem ceață și pe partea de sud, pe est. Aici va fi ceva mai multă ceață și de aceea temperatura nu va mai crește atât de mult începând de marți încolo. În sud și în est, temperatura nu va mai scădea ușor. De exemplu, în București, spre mijlocul săptămânii viitoare, vor fi 22-23 de grade, dar în partea de vest ar putea să mai atingem 25 de grade în zona deluroasă, din chiar 26 de grade. Și undeva spre finalul săptămânii viitoare, atunci când spuneam că se va instala un maxim de presiune ridicată peste Câmpia Rusă, acesta va antrena o masă de aer puțin mai rece și s-ar putea ca atunci temperatura să mai scadă puțin, cel puțin pe regiunile extracarpatice, unde vor fi și nori joși sau ceață, temperatura să nu mai treacă spre finalul săptămânii viitoare de 20 de grade. Domnul mulțumesc mult, Mihai, pentru toate aceste informații. Ne revedem săptămâna viitoare. Cu multă plăcere. Mulțumesc, Mihai. Să vedem cum va evolua vremea mâine și în principalele orașe ale Europei. În peninsula iberică, iată, în Madrid vor fi 26 de grade, ceva mai rece în Lisabona, 23 de grade, un cer acoperit de nori și sunt așteptate ploi slabe, 24 de grade în Barcelona cu o vreme frumoasă, în Londra o vreme rece, 15 grade, un cer acoperit de nori și ploi, la fel și în Amsterdam, doar că aici temperatura e puțin mai ridicată, vor fi în jur de 20 de grade. În Roma vor fi 25 de grade, un cer acoperit de nori, e posibil să apară și câteva raze de soare. În Milano, în schimb, o vreme bună, caldă, cu 22 de grade în termometre, iar în Atena, vreme frumoasă, 27 de grade. Așadar, o vreme asemănătoare cu cea din țara noastră. Mergem mai departe să vedem, iată, în Oslo vor fi în jur de 10 grade, un cer acoperit de nori, nu vor fi ploi. În Berlin, 24 de grade, un cer mai mult senin. Iar în Moscova, iată, un cer acoperit de nori, sunt așteptate ploi slabe și nu vor fi mai mult de 12 grade în termometre. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Rămâneți pe TVR2, încheiem cu imaginea zilei. Urmează în câteva minute telejurnalul orei 19. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.